Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou vlog. De această dată o să mergem la Divertiland. Nu uitați să apăsați butonul de like și să continuăm seria noastră de vloguri, pentru că știți că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp un vlog. Din păcate, acum este foarte, foarte norat, după cum și vedeți. Și că pe telefon am văzut că o să iasă soarele în curând, deci sper să fie așa. La Divertiland o să merg cu niște boboși din liceul meu și sper să ne distrăm acolo. N-am mai pus de foarte mult timp la Divertiland, poate s-au mai schimbat niște chestii, dar din păcate acum este cam în oraș, sper măcar mai încolo să iasă niște soare. Guys, până la urmă eu nu am calculat super bine cam cât timp fac eu până aici, așa că am ajuns cam de vreme și va trebui să aștept și pe ceilalți colegi. Până atunci eu o să stau într-un parc, pe o bancă și o să mă bucur că a ieșit soarele. Pentru că după cum ați văzut, a ieșit soarele. Super nice. Bună ziua, eu sunt Barbu Alexandru Andrei și bine m-am regăsit la un nou vlog pe canalul lui Andrei Ro. Aici spatele am pe bratul Iana, Cristina și pe Andru și cum dracu o cheamă, dar eu zic Alina și nu mai știu cum. Andreea și Maga. Ce gata, am ajuns în pustietate. Hotel Perla. Cinstele, vă rog frumos. Cinstele. E foarte cald. Din păcate nu este soare, dar poate este mai încolo. Mamă, ce abandonat ești, nebun. Singur în parc. Deci am primit cea mai nasolă veste că pe ploaie nu funcționează toboganele. Așa că sper să iasă soarele și să pornească și toboganele. Dar oricum toboganele pornesc la 11, acum este ora 10. Prima destinație pe piscina olimpică. Toboganele se deschid la 11, sper. Dacă nu începe ploaia sau dacă e după ploaie. Acum cred că o să facem niște cadre din piscina asta. Hai că s-a deschis și toboganele, acum mergem să ne dăm pe rampa aia albastră de acolo. Mare cursă cu covorul lui Aladdin. Hai, băgăm o cursă corectă aici cu Milmoi. Cheating! Report! Report! Deci cea mai bună fază de la partea că e vremea așa mai nasoală este că nu este absolut liber aici și ne putem da oricând fără coadă. Mamă, cât de rece e apa asta de aici. Am înțeles. Sper să nu mă ud. Avem aici un robinet. Aici alt robinet. Nu mă ud, da, te rog, boss. Dacă îmi cade ceva în cap, fac cu râs. Spune-mi de loc asta, nu cade în cap. Ba! A plecat, boss. Au, 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 au. Fac, fac, fac. Noni! Ce țeapă! Mamă, ce țeapă! Guys, deci s-au deschis și toboganele astea și nu știu dacă să mă dau un ăsta verde. Nu știu dacă să mă dau unul la verde, că rest m-am dat în toate, dar niciodată nu m-am dat unul la verde, că e prea mare nebunie. Mamă, cred că o să ajung paralizat. O să ajung paralizat. Hai, nu știu. Să știu că sunt ultimul. Să știu că sunt ultimul, zic. No! Dale. Hai. Ah. Nu tu vrei doar aici, nu? No, ne ajut. Bravo, Dominica!
văzut absolut nimic. Am trecut acum pe G7X pentru că nu prea mai avem baterie pe GoPro și au pornit și valurile aici. Am uitat să filmez și valurile, din păcate, pe GoPro, dar măcar le vedeți și așa. Și acum o să ne punem să facem niște poze. Aveți Instagram-ul pe ecran ca să dați un follow. Ok, deci de-a moment că am să vă spun acest vlog, eu am fost Andreatru de toți cei de aici. Nu uitați să dați pe butonul de like dacă vreți să continuăm durerea noastră de vloguri. Eu am fost Andrei și am trebuit v-am salutat. Bye, bye!